De la 1 iunie, românii vor avea parte de un nou val de relaxare. Masca de protecție nu va mai fi obligatorie la muncă, în birourile în care sunt cel mult 5 persoane. Bineînțeles, această regulă va fi valabilă doar pentru cei vaccinați anti-COVID-19. Masca rămâne în continuare obligatorie, cu excepția locului de muncă, dacă în birou sunt cel mult 5 persoane, toate vaccinate. Dacă în acest loc unul singur este nevaccinat, toți trebuie să poarte mască. Această decizie a fost mult așteptată de către cetățeni, care, deși erau imunizați, erau obligați să poarte mască la locul de muncă. Eu consider că este un lucru normal, pentru că să stai într-un birou 8 ore cu masca, în primul rând, nu este nici măcar igienic, chiar dacă schimb masca între timp. Cel puțin și eu începusem să am o mică iritație de la mască, iar referitor la instituțiile statului, majoritatea deja avem făcute acele vaccinuri, suntem sănătoși, nu avem niciun fel de probleme, e normal să stăm fără mască. Până la urmă, dacă era vorba de luat virus, îl puteam lua oricând și de oriunde, fără să avem atâtea măsuri de protecție. Într-adevăr, într-un birou în care acei oameni se știu de atât timp și toți sunt cu analizele la zi, să zic așa, este normal să stăm normal, cum am stat și în anii trecuți, înainte de această pandemie. Cu toții sperăm ca această relaxare să nu fie de moment și cu toții să ne reluăm viața de dinainte de pandemie. În contextul în care foarte mulți deja s-au vaccinat, ar fi bine să ne întoarcem puțin la naturalețea și normalitatea relaționării. Chiar și în spațiul restrâns al unui birou. Acum, marea panică de anul trecut cu pandemia se pare că a mai trecut, ne mai calmăm, încercăm să regăsim coordonatele unui comportament mai uman, fără însă a neglija minime măsuri de siguranță. Cred că toți, indiferent că lucrăm la birouri, indiferent că mergem pe stradă, în piață, în magazine, am învățat o lecție destul de amară despre acest virus. Masca poate fi dată jos doar dacă persoanele sunt complet vaccinate și au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare. Măsura este valabilă doar în birourile unde nu este permis accesul publicului sau a altor lucrători.